bună ziua! Suntem din nou pe Wowbiz Pumoros. Suntem în direct de data aceasta cu Puterea Dragostei, așa cum v-am promis în urmă cu câteva minute. Avem un invitat special alături de noi, pe Alex Bobicioiu. Îmi pare rău că puțin mai devreme l-am botezat, dar nu m-am redresat pe parcurs. Tocmai vine Paștele acum. Da, tocmai vine Paștele și pot să-ți dau un miel. Bună, mă bucur că ai venit și ai acceptat invitația noastră a celor de la Wowbiz.ro, pentru că noi suntem foarte aproape de iubitorii emisiunii Puterea Dragostei și întotdeauna încercăm să venim cu oameni care au fost acolo și cu foarte multe informații din zona aceasta. De aceea vă rog pe dumneavoastră, cei de acasă, ca de fiecare dată când avem invitat aici pe cineva de la Puterea Dragostei, să trimiteți foarte multe mesaje și întrebări pentru Alex, pentru că de aceea îl avem aici, să ne spună tot ce nu s-a văzut în casă. Sigur că da. Voi fi cel mai deschis. Mă bucur pentru că toată lumea a spus despre tine în momentul în care ai intrat în casă, în urmă cu câteva săptămâni, că erai total atipic de... în față de băieții care erau în competiție, adică un tip mai cu minte, mai în banca lui... Păi așa sunt și în viața de zi cu zi, nu doar într-o emisiune. Așa, fără a te implica în scandaluri? Exact. Bine, poate până la un moment dat, că până la urmă nu pot să stau chiar așa niște în banca mea dacă te iei foarte rău cu mine. Totul, depinde. Au fost niște faze urâte în casă, care chiar n-am mai rezistat și am izbunișon în el. Așa e, păi până la urmă, cât să reziste și omul? Reziști, da. E greu să reziști așa între atâția bărbați și atâtea femei, atâtea caractere acolo? Este, da. Pentru că sunt foarte răutăcioși, majoritatea. Da? Bine. Băieții sau fetele? Și, pot spune lucrul ăsta. Bine, acum nu știu dacă o fac ei lucrul ăsta doar din cauza camerelor de luat vederi, din cauza emisiunii, sau pur și simplu așa sunt ei ca persoane. Pentru că în afara emisiunii pot să zic că ne înțelegeam super bine, majoritatea. Să fie cumva un rol pe care îl interpretează acolo? Este posibil. Din punctul tău de vedere, pentru că tu ai fost în casă, tu ai văzut oamenii cum se comportă atât în emisiune cât și în afara ei. Da, este posibil să aibă fiecare un rol aparte. Tu n-ai avut niciun rol? Nu, pur și simplu am făcut ce m-a tăiat capul și ce fac în viața de zi cu zi, așa m-am comportat și în acea emisiune. Așa că, fetelor, cele care vă uitați la noi, să știți că Alex este același, nu s-a comportat diferit. Ai intrat în casă fără să specifici faptul că ai intrat pentru o persoană anume. Aveai în gând să cucerești, să o cucerești pe Bianca din stat? Nu. Sau pur și simplu ți-a plăcut de ea când ai atunci? Am avut în gând să o cucerești pe Simina, nici de cum pe Bianca. Deci îți plăcea de ea din fața televizorului? Da, mi-a tras atenția în fața televizorului. Dar odată ce am ajuns acolo și am comunicat puțin, am văzut că nu suntem pe aceeași undă și m-am axat în altă parte. M-am axat la modul pentru că m-am întâlnit cu Bianca pe hol. Am vorbit puțin, am comunicat anumite lucruri și mi-a plăcut de ea cum vorbeam cu ea. Și mi-a tras foarte mult atenția. Și gata, nu te-a mai interesat Simina? Nu m-a mai interesat. Cât timp te-a interesat Simina? O zi? Două? Da, o zi. Să zic două zile, maxim două zile. Da, uite, înainte de a povesti puțin despre Bianca, uite, te întreabă lumea dacă vrei să mai intri în casă, să știi dacă te votează sau nu. În momentul de față nu-mi doresc. Deci nu îmi vota să intre în casă doar. Atâta timp cât cei de acolo au considerat că locul meu nu este acolo și au hotărât să ies afară, probabil că așa este. Și partea noastră este că m-au votat și fetele, nu doar băieții. Deci dacă era să mă vrea cineva la aceea casă, și nu mă așteptam, exact. Acum, dacă ar fi vreo persoană, o fată nouă, poate ar fi cu totul diferit, dar în momentul de față nu. Mi-este bine acasă, alături de familie, alături de prieteni. Pot să cunosc pe cineva în viața de zi cu zi, nu trebuie să mă rog într-o emisiune. Într-o emisiune care depind foarte mult de acele persoane, să stai într-o relație. În viața de zi cu zi faci ce vrei. Poți să stai cât vrei împreună cu acea persoană. Da, nu mai sunt atâtea factori externi care să strice o legătură frumoasă care se dezvoltă. Pentru mine a fost o experiență frumoasă, dar și puțin neplăcută în unele faze. O să le discutăm pe rând, pe toate, pe să știi că nu o să pleci de aici până nu o să le abordăm pe toate. Bine că am mâncat înainte. Da, așa, vrem să te întreb, ai văzut-o pe Bianca pe culoare? Ți-a atras pur și simplu atenția faptul că e frumoasă? Da. Sau, nu știu, ți-a zis un cuvânt care să-ți placă ție? Nu, n-am fost
chiar atent să zică vreun cuvânt care să-mi placă mie. Nu, am făcut o poză pe hol, prima oară când ne-am întâlnit. Și, nu știu, mă uitam așa, pur și simplu, la fața ei și atât de mică și de finuță și ochii așa, părăzul care îți pătrunde așa. Da. Și mi-a atras atenția foarte mult. Și de aceea ai și chemat-o imediat în camera roșie. Camera roșie și chiar ai încercat să săruți și prima lucru, da. Ei nu prea i-a plăcut, pentru că într-adevăr, nu i-a plăcut. Poate, nu s-a aștepta și s-a speriat puțin de cauza asta. Așa... Așa ți-a spus? Așa mi-a spus, da. Și nu cred că ar fi avut de ce să mă mintă. Bine, i-a mai spus și faptul că nu vrea să se sărute din prima cu un băiat. Da, și am respectat lucrul ăsta și chiar mi-am cerut scuze că am făcut acest lucru. A procedat ok. Dar eu am fost cel mai greu. Dar instinctul ăsta? Asta am simțit. Atât cât am stat pe canapea, chiar am întors clipsit de două ori. Așa. Și asta am simțit când stăteam chiar pe canapea și mă uitam tot timpul în ochii ei, mă uitam și la buzele ei și îmi venea cântină să-l sărut. Și asta am vrut să fac când ne-am ridicat în picioare, să ne luăm la revedere. Da. Pe care în casa lui. Uite, atunci ai prins curaj și gata. Da. Dacă asta am simțit să fac atunci. Ce să mai tragă timpul? Bine. Dar poate putea să fie, nu știu, cu dus și întors, adică... Poate să-ți tragă și o palmă sau pur și simplu să nu-și mai dorească mi-asumam. Să aibă o legătură cu tine. Mi-asumam, asta e. Da, bine, așa se întâmplă. Până la urmă, culmea e că... În dragoste trebuie să riști, dacă îți place cineva. Asta e, îți primești o palmă, poate a doua zi nu mă se mai primește. E adevărat, mulți te-au condamnat atunci, au spus că vrei să faci un cuplu cu Bianca, pentru că ea era cea mai votată fată din casă și, uite, te-ai dus direct în vârf, adică n-ai căutat... Lumea așa consideră, interesant. Concurenții așa consideră. Pe mine, nu-mi pasă ce crede lumea, eu știu foarte bine ce este în sufletul meu, oamenii de acasă mă știu cum gândesc și de ce m-am dus în acea emisiune, poate să zică lumea să interpreteze ce vrea. Așa este, uite, Anca Daliana Cipariu spune că mai rar un așa concurent, publicul chiar te vrea și mulți te vor vota, pentru că nu contează ce vor cei din casă. Ei te-ar fi votat pentru că ai fi fost de altfel un pericol pentru ei, nu... Asta am simțit și eu, sincer. Da? Da. Probabil invidia este foarte mare, frica este foarte mare. Da, e o concurență foarte mare acolo în casă și mi se pare normal ca fiecare adversar să fie... Sunt curios, dacă eram cu o altă fată din casă, tot la fel ar fi procedat? Crezi că dacă erai cu, nu știu, mari, să zicem, altfel ar fi fost situația? Nu știu, asta e întrebarea mea. Chiar e întrebarea ta? Uite, să-i întrebăm și pe cei de acasă să ne răspundă dacă... Dacă aș fi fost cu altă fată, tot la fel se comportau cu mine. Cu altă fată, da? Și să știi că și vei concurenții sau și actualii concurenți se uită la emisiunea noastră și poate vor să ne spună ei care a fost adevărat. Problema e, știți care este, că nici băieții, nici fetele nu au avut încredere în relația noastră și nici în sentimentele noastre și credeau că suntem falsi amândoi. Bine, băieții credeau că este Bianca falsă, fetele credeau că eu sunt fals. Și... Că, Doamne, cum te-ai aprins atât de repede după Bianca? Se poate întâmpla și în viața de zi cu zi, pur și simplu, dacă îți place foarte mult o fată, te atrage, te-ai aprins. Nu la modul cu iubești foarte mult, dar ai, nu știu cum să zic, emoțiile alea așa, că îți dorești foarte mult să stai cu acea persoană. Așa e, o să te întrerup puțin pentru că o să îi rog pe cei de acasă să intre chiar acum pe Wowkiss.ro pentru că avem o știre, un interviu bombă cu Angelica Constantin, mama biologică a fetiței pe care Luminița Angel a vrut să o adopte în urmă cu câțiva ani. Este un interviu exclusiv dat pentru site-ul nostru și o să vedeți niște declarații absolut cutremurătoare pe care femeia le face. Își cere practic iertare față de cântăreață pentru modul în care s-a comportat în urmă cu ceva vreme și prin atitudinea ei a luat-o de la Luminița pe Măriuca. Este un interviu absolut halucinant în care doamna Angelica Constantin spune o să-i o dau pe Măriuca înapoi doamnei Luminița Angel. Am și un plan. Vreau să intrați pe Wowkiss.ro și să vedeți acest material. Este absolut fabulos și o să vedeți cât de greu și cât de dificil se întâmplă lucrurile și într-o astfel de parte a lumii. Revenind la puterea dragostei și la dragoste în general, apropo de ce spuneam de Bianca,
tu te-ai așteptat așa să aibă acea reținere în momentul în care ai sărutat-o? Adică să fie atât de reținută sau te așteptai să fie un pic mai atrasă imediat de tine, să îți răspundă practic sărutul? Da, mă așteptam și la acest lucru, adică să fie și ea la fel de atrasă. Dar v-am spus, eu cred că s-a speriat. Nu a știut cum o să procedez, ce o să fac eu. Pentru că mi-a spus și ea după, așa ar fi făcut acest lucru când stăteam pe canapea și ne uitam unul la celălalt și ea m-ar fi sărutat. Dar atunci, în picioare, vă zic, s-a speriat sigur și n-a știut cum să procedeze. Da, e adevărat. N-a făcut-o cu intenție rea. Nu, e adevărat, ea a trecut prin mai multe probleme acolo în casă. Foarte multă lume aruncă în ea acolo, am observat.